Agenciu România TV. A fost și un personaj astăzi la Vila Lac, mai neașteptat, domnul Chirtoacă. Ați discutat cu el și dacă da, pe ce temă? Da, am discutat, n-a avut absolut nicio legătură cu celelalte discuții. Pe dânsul l-am invitat, m-am întâlnit cu dânsul la Iași, la evenimentul privind aniversarea Marii Uniri, unde am avut o primă discuție informală legată de modul cum funcționează autoritățile publice locale și despre modul cum România în proiecte, programe de cooperare cu Republica Moldova ar putea ajuta cetățenii Republicii Moldova și direct prin susținerea anumitor proiecte la nivelul autorităților locale. Și am vrut să am o discuție cu dânsul pentru a putea valorifica experiența dânsului în calitate de primar legat de modul cum funcționează autoritățile locale și de modul cum prin anumite proiecte am putea ajuta și direct autoritățile locale. Deci acesta a fost subiectul.